Salutare! În clipul de azi o să schimbăm un set motor pas cu pas la o motocoasă de genul ăsta. E o motocoasă Rotact, dar poate fi orice fel de motocoasă chinezească. E oarecum același lucru. Asta e un model mai dotat, să spun așa, mai multe chestii frumoșele. În fine, ideea e că avem aici setul motor împreună cu ambilajul. Ăsta nu știu dacă e nevoie, sper să nu fie nevoie să-l schimbăm. 5303 T scrie aici, iar aici avem 1E40F. Nu mă întrebați dacă a fost schimbat de maror ceva, pentru că am mai văzut aici 42,7 cm3, iar aici avem 51,7. Ciudat. Așa am zis și eu, acum am văzut. Eu am comandat setul de chinezească de 40,5, 40 fiind diametrul pistolului, mai exact de 44, ceva mai mare. În fine, desfacem și vedem despre ce e vorba. Trebuie să-i dăm cumva de cap. Ok, să ne punem pe treabă. Înainte de toate, hai să vedem ce face acum motocoasa. Pur și simplu e blocată. S-a auzit un sunet metalic, a mers, proprietarul a oprit-o și acum s-a blocat. Văd aici niște șuruburi slabe. Cu un tors de 25 desfacem totul. Ok, deci cele 4 sunt cu torx, iar celelalte sunt cu șurubelniță cu ce. În mod normal doar setul se strică când sunt probleme de genul ăsta, dar am zis să iau cu totul și ambielajul pentru cei 30 de lei sau cât costa. Mai bine să fie aici decât să mai aștept după el câteva zile plus transport din nou și așa mai departe. Să zicem culoarea bunicică, poate un pic cam arsă, poate. Vom vedea. Mizerie pentru că a lucrat, n-a stat. Avem niște șurubele, tot cu torxul de 25. Hai să vedem ce surprize ne așteaptă pe aici, dacă vedem ceva diferit, schimbat. Și eu sunt curios. Murdară, murdărică, a lucrat, este un lucru bun. Așa cum am mai zis. Șuruburile îmi plac, că sunt cu torx, ceea ce mi inspiră un pic de calitate. De tot timpul unde văd șuruburi cu torx, mă gândesc un pic la mai multă calitate. Nu știu dacă e neapărat real sau nu, dar asta e. Destul de slăbuță galeria, dar lasă că o vedem după aia. Întâi să desfacem toba, mai are un șurub pe aici, uite un șurub căzut pe aici. De unde a fi șurubelul ăsta? Da. Alte probleme avem. A căzut un șurub de undeva și nu setul motorului de vină, ci volanta e făcută praf. Ia uite. Acum trebuie să identificăm de unde a căzut acel șurub. Nici nu mai desfac setul motor, că n-are rost. Uf! De unde a ieșit el șurubelul? L-am și văzut de la rezervor. L-a aspirat. Dacă puteți observa, e și puțin rupt aici. L-a aspirat și l-a băgat înăuntru. Da, hai să vedem ce putem face. Deci asta e motocoasa cu surprize. Desfacem aici. Asta l-am desfăcut mai înainte, 4 trebuie să fie. De obicei, după ce cumpăr ceva, îi strâng șuruburile. Dar nu toată lumea face ca mine. O să fiu sincer, nu știu bine cum se desface chestia asta.
dacă iese așa sau trebuie să desfac și ambreiajul. Și trebuie să desfac și ambreiajul, să desfac ambreiajul, să desfac toată chestia asta. Ceea ce nu prea îmi convine. Of, of, of. Nu trebuia să desfac eu toată asta, dar nu știu de ce nu vrea să iese de aici. E blocată, nu știu ce poate să aibă. Așurub nu văd să mai aibă. Da, trebuia să trag ceva mai tare de. Cuiele astea țin foarte bine, așa că nu trebuia să desfac tot în bălăul ăsta, dar asta e. Priviți ce poate face un șurub care n-a fost strâns cum trebuie. Motorul merge foarte bine. O să iau un volan ce am eu pe aici, să vedem dacă se poate pune, potrivi. Ok, eu l-am pe ăsta, dar nu știu dacă merge. O să desfac să-l măsor. Vom vedea imediat. Îmi pare ceva mai mic. Și asta ar fi o problemuță. Da, hai să vedem. Că și ăsta iese greu. A mea de obicei iese foarte ușor. Și da. E mai mic. Avem un 104. Aici avem un 109. Diferență mare, mare n-ar fi, da. Nu dă scânteie cum trebuie la bobină. Ne oprim puțin și revenim. Ei bine, cam asta e problema. Se pare că am dat-o puțin în bară cu piesele. Din nou, că am mai făcut-o odată. Și ce vreau să zic e că eu nu am văzut moto cu asta. Sunt la primul contact cu ea. Doar mi s-a zis că s-a auzit troznind și na, a încercat să o oprească. Nu știu, s-a oprit ea sau, mă rog. Important e că s-a oprit și s-a blocat. Eu din start m-am gândit la piston spart și am comandat pistonul. Setul. În fine, acum vedem ce facem, dacă oprim și piesele celelalte sau nu. Important e că ne trebuie alt volant și cum ați văzut celălalt nu se potrivește. Asta are 110 mm, 103 sau 104, așa că trebuie să mai așteptăm puțin. Până atunci eu o să strâng astea înapoi, nu vă mai are procesul ăsta. O să pun carcasele și pe asta înapoi și prins de capacul ăla. Și rămâne doar desfăcut în două, să desfac ambreiajul, să pot scoate volan. Sau de fapt hai să scoatem împreună acum. Ok, nu știu dacă o să observați sau nu, dar și ambreiajul e cam uzat. Vedem dacă schimbăm și pe ăsta, cam așa ar trebui. Ok, de 17 o să desfac cele două, o să-l îndepărtesc ca să pot ajunge în mijloc la piuliță sau să dau arcul jos, da, e mai ușor să desfac cele două șuruburi. Mare grijă că sub mai sunt încă două șaibe pentru fiecare șurub în parte. Ok. Și aici cu cheia de 13 trebuie să desfacem chestia aia.
Bun. Punem pe el. Aceeași procedură. Destul de ușor. Acum să vedem cum reușim să-l și scoatem de aici. Șaiba Grover și șaiba normală. Destul de mult praf din ăsta de la ambreiaj. Se pare că tot mai e o bucată pe aici. Uite, pilitură din ăsta de la ambreiaj, foarte multă. Mai am o bucată pe aici, încerc să o scot. Cu siguranță a rupt palele alea mici, o să vă arăt imediat. Ah, ba nu, așa era aia. În fine, o să vă arăt cu volantul despre ce vroiam să vorbesc. Am să vreau să-i prind carburatorul înapoi. Să nu îl tot fății de colo-colo, o să-i strâng înapoi șuruburile astea. Ok, și acum o să-i pun un dorn ceva în mijloc și o să-i dau cu ciocanul. Mirele nu știu mai au chestia aia pneumatică. A vrut până la urmă. Și cam așa se prezintă. Ok, am scos volantul, o să-i pun șuruburile așa înapoi, la fentă, și vedem după, ca să nu le pierd. Punem și aici înapoi chestia asta, chestia, doamne, șeibile cu piulița. O să-i scot pana, la fel, pentru a nu o pierde, o să-mi o pun bine. Mai departe o să-i montez înapoi toate trancafusele, carcase și toate cele. Bun, după ce am prins carburatorul o să prind și carcasele astea pe motor. A căzut ceva, e o bucată din volant. A patra de altfel, una lipsea. Punem înapoi și pe asta punem șuruburile relativ înapoi, ca să nu le încurc, să nu le pierd. O zi, două, până rezolvăm cu totul. Bun. Un lucru bun din toată chestia asta, se potrivesc piesele la fix, chiar dacă scrie 43 cu 52, se potrivește la fix cel care l-am luat eu. Adică cel de 40 mm, să fiu mai exact. Ok, rămâne să cumpărăm piesa, vedem dacă și ambreiajul. În principiu cred că o să oprim și piesele, dar vom vedea. Așa că pentru voi, cum am mai spus, durează o secundă, pentru mine o zi, două, trei. E, uite că am trecut secunda și am revenit.
Mi-a scăpat și piulița acum. Am recuperat-o. Cam asta e diferența între vechiul și nouul volant. Cred că se poate observa. Și pe lângă asta am mai luat și ambreiaj, pentru că cam asta e diferența. Era necesar. Ok. Acum ne punem pe schimbat. Nu va dura mult. Prima și prima dată punem volantul, de data asta și cu pana. Să găsim și pana. Să-l punem la locul lui. Mare grijă să nu cadă. Da, așa că am intrat. Aceeași ordine la shape. Și strângem cu impact. Nu insistați prea tare că eu am mai spart un volant în trecut din cauza strângerii excesive. Mai departe ambreiajul. Și de aici ar trebui să fie simplă treaba. Deci cam asta e pagoba creată de un șurubel. Sincer nu știu unde l-am acum, cred că l-am pierdut. Nu mai contează, oricum nu mai era bun. Da, și preferabil motorul să stea drept. Că uite ce se poate întâmpla. Punem în 17 și strângem. Trebuie să joace că n-are decât. Se strângem înapoi. Mergem puțin și oala la ambreiaj. N-are ulei, dar are praf. Și dacă tot am pus ambreiajul nou, facem și atâta lucru. Acum o chestie, văd că mă cam împiedică puțin carcasa să intre prea ușor chestia asta, dar vedem.
Bun, bun. Și după ce am montat-o complet, ea funcționează. Mi-am dat seama că am uitat să pun înapoi șurubul care a căzut și a provocat toată dauna. Așa că trebuie să desfac tot capacul ăsta roșu ca să pupune șurubul, că n-a putut să-i fac o gaură aici pe unde să poți băga un bit lung sau ceva de gen. Așa că asta e. Demontăm din nou. Și acum să vă arăt exact de unde a zburat șurubelul. Ei bine, putem observa din poziția asta. Aici avem șurub. Unde ești? Aici nu avem șurub. Și de aici a zburat domnul Șurubescu. A intrat prin Motorescu. A rupt aici puțin chestia asta, că a forțat. Dar nu contează, sunt întregi și asta e tot ce contează. E ok. Bun, așa că trebuie să punem, n-am unul tocutor, o să pun unul cu imbus, nu mai contează, trebuie să-i pun o șaibă. Punem șurubelul înapoi. Strângem și pe ăsta să fim siguri. A mai mers un pic. Și pe cel de la tobă. Ok. Eu am verificat motorul și într-adevăr este cel care am gândit eu, cel de 43 de cm cubi, dar o să vă arăt într-un viitor, fără să citesc serie, că ăsta are o altă serie, nu mă pot da seama, cum se poate observa, sau cum se poate descoperi mai bine. Ce observ eu e o calitate și niște lamele de răcire ceva mai groase decât la un set obișnuit chinezesc. Și în principiu față de o chinezească de 500 de lei, observ că asta e ceva mai bine făcut. Toate piesele sunt un pic mai groase, un pic mai robuste. Ceea ce denotă o calitate mai bună. Acum nu pot spune cât de bună. Dar ca idee are câțiva ani. Și s-a folosit. Să vă arăt și cu ce disc se folosește. Disc din ăsta, eu nu recomand de nicio culoare. Dacă mai înainte la pornire ați auzit zângănind, e că atinge asta exact în tabla aia de acolo din colțul lui, din colțul de sus. În fine. Mai puțin important. Eu vă recomand tot timpul disc cu Vidia. Aveți numai avantaje. Bun. Acum să punem înapoi căpăcelul, că ne-am terminat treaba. Acum rămâne de văzut cu piesele, cred că o să le oprim ca și rezervă, pentru că la un moment dat tot se va strica setul. Că aș putea să le fac retur, n-ar fi prea greu. Tot timpul când puneți demarolul, nu strângeți direct, ci dați un pic la sfoară. Uite dacă ați observat că s-a așezat. Adică dați-o sfoară, trageți puțin de acasă ca să se așeze bine cricheția și după aia puteți strânge. Și după ce apropiați, încercați să și verificați dacă e ok, apoi strângeți maxim. Ce aș vrea să-i fac și un test de compresie, că tot am ajuns până aici și tot o am pe mână și am lăudat-o că e un pic de calitate în ea. O să iau testerul și revin într-o secundă. Hai să și desfacem. După o să îndrept un pic și apărătoarea aia. Sau mai bine să întreb, că poate se preferă așa. Punem sub apa. Cei care ați mai văzut clipurile mele cu testerul ăsta mi-a spus că într-adevăr motorul, modelul ăsta de
tester, e pentru motoare peste 1000 de centimetri, unde ar fi insesizabilă diferența de presiune de pe furtun. Dar la un motor de cilindrie mică, mică însemnând 50, 60, 70 de centimetri, face diferență mare. Ok. Blochez pe accelerat și să-i car câteva sfori. O bar și un pic. Deci motorul încă mai duce. Chinezescu. Un lucru de apreciat e că și de la Rotact recunosc. Și aici mă opresc. Bun. Punem înapoi. Cam asta e procedura. Da, pentru mine unul era mai simplu să fi fost setul motor. Mă mișcam și mai repede. Îmi place că nu ține relantiu, așa că o să-i dau puțin mai mare. Exact, e cu șurubelniță din asta hoață, să spun așa. Haide, domnul macro. Dar nu e problemă, că avem. Parcă era bătaia de amestec un pic cam mare, i-am dat o idee, poate insesizabil pentru unii. Și cam asta e, aici ne oprim. În continuare, pentru mine e un mister de ce pe capacul ăsta scriu capacitate cilindrică, iar pe partea altă scriu altă capacitate cilindrică. Dar asta e, aici ne oprim, vă mulțumesc de vizionare, ca de obicei, nu uitați să vă abonați. Asta e, am comis-o din nou, am comandat piesele greșite. Greșeala mea că n-am făcut o constatare. Am mers doar pe cele spuse la telefon și nici măcar n-am văzut. Ea s-a stricat. Gen, eram plecat, am primit telefonul, am comandat piesele, am venit acasă să fac 2 în 1. Și până la urmă am rezolvat. Oarecum. Bye bye.